pe gândire laterală, pe bivalență, dar la ora actuală, activitatea de criză operațională, ce s-a întâmplat în Franța, nu mai permite dezbaterea. S-au așezat toți în bănci, în Parlament, astăzi la Paris, și au ascultat un om. Toată lumea părea, la prima vedere, să accepte acea variantă. Pentru că nu mai aveau timp să facă jocurile politice care au pierdut contactul cu realitatea. Eu cred că această nouă depolarizare a realității, că politica asta este polarizarea, interpretarea realității din perspective diferite și care ajunge la un balans care e mai la stânga sau mai la dreapta în funcție de puterea de seducție a unui lider care e ales, dar nu știe să conducă. E minunat spus. Cred că la ora actuală am intrat într-o perioadă de dezvoltare a civilizației unde trebuie să luăm altfel hotărârile pentru că suntem alimentați de o tehnologie, de o comunicație extrem de generoasă în a inunda în informații. Dacă reușim să interpretăm realitatea cu toate dedesubturile ei, vom putea să nu mai batem în șanțul și să mergem pe drumul trecut. Asta înseamnă, ca o continuare a ce a spus Radu, că trecem în mod natural, ne recunoaștem incapacitatea minții egotice de a gestiona pe bază de trecut, de subconștient, multitudinea de informații cu care ne confruntăm și vedem ca o opțiune consistentă, totală, capacitatea minții supraconștiente de a gestiona realitatea fluidă, dinamică pe care apare. Ori, asta, dincolo de, să zic așa, o abordare psihologică, înseamnă real a liniști ego-ul fiecare dintre noi, a conștientiza că nu mai avem capacitatea în timp real să operăm cu atâtea scheme, sisteme de gândire și a ne lăsa purtați pur și simplu de intuiție. Și iată o paradigmă nouă, esențială, pentru, dacă vreți, portofoliul de standarde ale noului lider politic. Capacitatea de a se manifesta intuitiv. Când ești intuitiv, ești în locul care trebuie, în momentul care trebuie, exprim propria ta unicitate în acord cu întreaga dinamică a realității. Pur și simplu știi. Știi și îți vin ideile și funcționezi în maniera asta. Și asta este o dimensiune importantă și o prioritate în termenii pălăriei vers, cum facem fiecare dintre noi să mutăm atenția de la mintea egotică la mintea supraconștientă. Și cum golim subconștientul de tot acest trecut, care îl aducem sistematic în prezent. Cum spunea domnul din față de Mândăradu, avem nevoie să aducem viitorul în prezent. Ori asta se face prin utilizarea minții intuitive. O a doua chestiune a care aș vrea să mă refer și care ține de o opțiune consistentă care o avem, este abilitatea fiecăruia dintre noi de a percepe altfel realitatea. Nu îmi propun să schimb România. Nu îmi propun să transform realitatea. Îmi propun să o văd altfel. Adică să o percep că ea este altfel. Și acest antrenament personal al fiecăruia dintre noi de a vedea viața altfel, pe măsură ce o parte semnificativă din noi începe să vadă așa, cu adevărat, în holograma colectivă se va crea ceea ce văd o parte semnificativă altfel. Și asta înseamnă un proces coerent, organizat, structurat, de a ne antrena să percepem altfel realitatea. A ne antrena să percepem altfel realitatea. Da. Și sigur că da, putem să discutăm apoi și de ideea. Pe măsură ce mă prind că cânt la masa care trebuie, cu alte cuvinte, am triunghiul, mi-am dat seama ce triunghi am și ce pot să fac cu acest echilibru între mintea, inima și sănătatea mea și corpul meu, apoi mă asociez și cu alții. Și aceasta este a treia idee importantă care aș vrea să o aduc în atenție. Vedeți, mulți dintre noi ne ocupăm de dezvoltarea personală și am aflat și știm că trecem rapid din starea
beta agitată și intens mentală a undelor cerebrale în starea alfa, practicând diverse tehnici, de la yoga, meditații, în natură, îmbrățișăm copaci și devenim mai creativi. E bine, aș vrea să vă aduc în atenție un lucru care e în acord cu această dinamică socială, cu această dinamică a întregului. Simplu fapt că ne manifestăm ca o ființă comună, ca o minte, inimă și corp comun, ne duce rapid în starea teta și gamma undelor cerebrale. Ori asta înseamnă o capacitate reală, la purtător, a unui grup de oameni, de a transforma realitatea. Doar prin această conștientizare a întregului, a conștiinței că împreună noi ne ținem de mână la propriu și la figurat și împreună suntem o ființă colectivă. Și asta ne dă o putere extraordinară. Și iată o altă soluție pe care o avem la îndemână, ca în raport cu vibrațiile, cu frecvențele pe care le avem, să migrăm către familiile, către clusterele de ființe cu care avem aceeași afinități, să realizăm acest proces de a fi o ființă colectivă și apoi miracolul o să le vedem în jurul nostru. Doar percepând altfel realitatea. Și evident, punând mai puțin accent pe ce nu merge în societate. Hai să vedem lucrurile bune care deja există și să hrănim cu energia noastră doar aceste lucruri bune care se manifestă în acest moment. Mulțumesc! Dacă tot m-a apucat de vorba, îmi vreau să așa completez, pentru că e discuția pe care cum vă numiți? Radu. A fost extrem de importantă, pentru că și de fapt va fi din ce în ce... Roberto Pale, care a dispărut aici, a scris acum 20 de ani un articol fantastic, așa de vizionar, pe care n-am crezut el că a fost legat. Nu, pentru că s-a dat seama și s-ar fi întâmplat cu internetul, dar asta acum 20 de ani. Adică, și că orice informație va fi... Că orice informație se va pierde în zgomotul de bază. Adică, avem exemplu practic acum. S-a întâmplat un dezastru acum 2 săptămâni în România, nu s-a vorbit altceva, câteva zile, gata, dispărut în ziare. Câteva rinduri numai s-a zis, bă, este un mort. Adică, gata, disperat din... Deci, orice lucru pe cât de fantastic, de tragic, de greu, dispare în câteva zile. Capacitatea de a păstra informații în cap publicului, și ajungem la cei 67%, că e tragică. Deci avem o problemă pe care nu am o soluție. Pentru a face lucruri, democrația e un dezastru complet. Din păcate, toate țările în secolul trecut au trecut printr-o perioadă de dictatură absolută. Mai mulți aveau cu Mussolini, Hitler, Stalin, pentru că pentru modernizarea țării asta a fost nevoie. Exemplu, nu vreau să râd, s-a făcut, avem un metrou fantastic în București și s-a făcut din câteva ani, acum pentru a face un kilometru, trebuie să discută, e blocul la discuție, nu? Italia s-a modernizat când a fost Mussolini, acum pentru a face orice prostie, mii de discuții, mii de sondaje. Și ajungem la problema de înainte. Ei nu știu, nu am soluții, un problema. Dacă orice decizie este evaluată din punct de vedere a consensului pe care îl obțin, nu? Deci consensul în timp real, prin net, cât de like primesc, adică fac o declarație, avem imediat sistemul Berlusconi. O seară înainte fac un sondaj, a doua zi spun ce lumea vrea să audă. Nu? Asta e metoda, dar nu am nicio părere personală. Tastez terenul, fac sondaj, și lumea vrea să audă, majoritatea, bun, asta e clar. Pe de altă parte, asta se va pierde tot într-o... Adică avem televiziunea, nu mai facem, în loc de a face ceva inteligent, fac numai manele și seriale. Cine e, ajungem la Plato sau Platone? Plato. Îi dai să spune Platone, adică cu Republica, adică conducerea trebuie să facă de filozofii, dar regele trebuie să fie filozof. Pentru că trebuie cineva să se ia răspundere de o decizie pe moment, nu, că nu e populară, nu da consens, dar da rezultate pe termen lung. Din păcate, de la Bush, la orice, oricine ia o decizie, ce mi-e costă din punct de vedere electoral, mâine. Adică, câte de ori, uneori... Short-termismul. Asta zic, eu cum pot să fac o decizie, că știu că e bună pe termen mai, un pic mai lung, dar dacă mi-o scoate din joc. Deci eu nu știu dacă există soluția. Și cu netul, când toată lumea cu click, gata. Adică să-i dai jos pe asta. Politica nu se face pe stradă. În plus, ce știe turma? Turma emoțională. Deja Le Bon a scris cartea celebră. Adică,
cine știe să manipuleze turma, evident, va conduce, dar cum? Nu știu exact, nu am soluție, dar eu sunt impresionat de velocitate, rapiditatea cu care se schimbă lucrurile și nu-mi amintesc surse, 10 minute când mi gândesc, dar e un premiu Nobel, cred că a făcut declarația fantastică. Avem mintea paleolitică, instituții medievale și tehnologie de Star Trek. Asta al naibii de periculos. Seara, eu sunt în situația să antrenez niște oameni, un grup de studenți mare sau mediu, eu știu, 50 de oameni, e destul, de a lucra cu viitorul, de a lucra cu ceea ce discutăm noi acum și fac acest lucru aproximativ de 10 ani. Acum am chiar niște rezultate, să zicem, pe care le pot formaliza, le pot spune în ecuație, pot vorbi despre ele. Eu lucrez în domeniul creației vestimentare, care, deși o să zâmbiți probabil pentru că vă gândiți la un subiect frivol, este vorba despre un domeniu extrem de strict. Noi lucrăm, de exemplu, acum la prognozele și tendințele pentru toamna iarna 2017-2018. Restul sunt trecute, sunt scanate, sunt folosite și sunt așezate în ecuații ca la momentul potrivit să devină produse utilizabile de către cei care vor trăi în momentul acela. Cum faci să antrenezi acești foarte tineri oameni care încă vin cu modelul de prințese din copilăria lor, încă vin cu niște modele depășite, cum faci să-i duci într-un viitor în care trebuie să trăiască astăzi. Există, eu știu, metode, există, eu am și prezentat aici odată la cafenea o astfel de tehnică, să zicem, de abordare a viitorului, dar cel mai important lucru care trebuie să-l facă ei este să-i fac să depășească această gândire egotică și să gândească la modul comunitar. Deci este vorba de creație colaborativă și nu de creație individuală. Răspunsul lor este un răspuns al unei categorii, a unei generații. Trebuie să studieze, trebuie să discute, trebuie să analizeze și într-un final, de câțiva ani încoace, răspunsurile pe care le dau sunt surprinzătoare, dar fără greșeală. Pentru că ulterior, la 2-3 ani diferență, casele de sau instituțiile care fac prognoze pe termen lung, validează. Domnul profesor chiar știe că i-am arătat acest lucru. Surprinzător este că în ultimii 5 ani, fiecare generație a avut un mesaj foarte precis, navigând între holism, geometria sacră, spații de contemplare și sacralizare, ce credeți că au ales cei de acum? O viziune psihedelică. Am făcut o analiză a momentului în care cultura psihedelică a invadat omenirea și am constatat că a fost un moment similar cu cel de acum, un moment de ruptură de ritm în care, prin procedeile de atunci, oamenii au simțit nevoia să spele creierul de absolut orice înseamnă relația într-un social care, așa cum spuneați înainte, nu mai face față la nimic. Același lucru se întâmplă acum. Răspunsul lor sunt foarte curioasă în care o să fie, că deocamdată suntem în faza de mood board, de storyboard, de discuții generale, dar au ales acest lucru bazat pe partea de expresie digitală și holografică. Deci nu droguri, nu alt fel de lucruri, ci eliberarea prin alt tip de imagine. Vă rog să mă credeți că este foarte interesant și foarte actual, pentru că deja discutăm în registrul creației colaborative, în care clientul nu mai este cel pe care eu trebuie să-l cucerești, ci cel cu care colaborez, cu care cred. Eu nu mai trebuie să aduc în discuție un client fidel, ci să creez o comunitate care vibrează în același ritm cu mine și care, ne hrănim unii pe alții, nici măcar nu este pe ideea de win-win. Pur și simplu ne hrănim și existăm împreună într-un ecosistem social în care fiecare aduce ceea ce poate mai bine într-un folos public. E greu să vă puteți imagina ce efecte produce transformarea asta în niște copii care vin cu ideea de a fi vedete, de a apărea la televizor, de a fi pe podium și de a fi recunoscuți ca cei mai frumoși și mai deștepți oameni din lume.
Odată, poate când o să avem timp, o să vă chiar prezint astfel de lucruri. Ceea ce este iarăși foarte interesant este faptul că în procesul ăsta pornim de la concepte de viitor și ajungem la produse virale, reale, care acționează și există societatea de acum. Așa că viitorul e acum, nu e în altă parte și cred că tot ce discutăm aici, practic, este emergent de multă vreme și vizibil de multă vreme. Vă mulțumesc! Și eu cred că problema asta de coevoluție, vă spuneam că și eu, mă rog, nu că trag eu la temă, dar chiar eu sunt instrumente conceptuale care ar merita și tot amenințăm că o să facem niște cursuri de complexitate, dar chiar o să le facem, pentru că lumea chiar nu are imaginea respectivă ce se ascunde în spatele cuvântului coevoluție. Fiecare crede că a înțeles. A, pe evoluție împreună, nu are nicio legătură. În spate sunt niște instrumente care pot să permită să verific dacă un sistem e organism sau doar un sistem. Un sistem, dacă e doar o colecție de oameni, sau este un organism în sensul în care s-a format acea unitate de care vorbeam din aur, adică acea ființă colectivă. O ființă colectivă este deja o ființă, o celulă dintr-o ființă colectivă, fără să-și dea seama de bună voie, a cedat o parte din libertatea ei, dar devenit parte componentă de organism. E parte componentă din ceva, el mai este liber să facă ce vrea. Când apare organismul în sine, organismul prea fără să vrea conducerea, dar ești în organismul respectiv. Ficatul e fericit să-și facă rolul. Că dacă ficatul se îndrăgostește de ceva de inimă și vrea să facă inimă în ficat, avem probleme ale organismului. Nu ale ficatul. Deci nu e democrație, e produs de orice. Deci viziunea organică înseamnă puțin mai sofisticată problema respectivă. Da? Deci tranziția de la sistem la organism înseamnă o serie întreagă de instrumente, pentru că elementul este cu intenționalitate, evenimentul este evolutiv, în urma interacțiunilor își schimbă nevoile, schimbă țintele, schimbă și fiecare ritmul lui. Fiecare ritmul lui de transformare. Vă spuneam că a apărut managementul transformațional. Sunt elemente de școală numite management transformațional. Asta presupune conducerea transformării percepției și a modului de instrumente ca să poți să își gestionezi